Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de Tine. Mă numesc Alina Ilioi Mureșan și în această seară vom fi împreună pentru o oră și încă puțin. O mare parte dintre noi ne vom întoarce în curând la muncă sau, din păcate sau fericire, ne vom căuta un alt job. Ce ținute să alegem astfel încât să nu mai investim deloc în haine sau să investim foarte, foarte puțin? Cum putem să recombinăm garderoba noastră astfel încât să arătăm stilate și bine îmbrăcate? Există oare reguli de vestimentație sau putem pur și simplu să alegem ce vrem? Tu, spre exemplu, ce ai în dulap? Ioana Hurdubelea, specialistă în culoare și imagine, este în platoul Alături de Tine pentru a răspunde tuturor întrebărilor noastre. Hai să începem! Dragii mei, ne-am reîntors în platou aici la Alături de Tine și, după cum spuneam, în această seară vom vorbi despre haine. A venit momentul. După atâtea discuții și conversații și subiecte foarte, foarte interesante, cred că este important și în această seară să discutăm despre acest aspect. De ce? Pentru că de mâine ieșim din starea de urgență sau nu. Încă nu sunt foarte clare lucrurile. Cred că o mare parte din populație este foarte, foarte confuză și când spun o mare parte, cred că 99,9% din populație, dacă nu chiar 100%, nu știe exact ce se va întâmpla de mâine. Sperăm că vom afla, dar până când vom afla noi mai multe detalii despre această stare de urgență și ieșire din ea și dacă vom avea voie să ieșim din casă sau nu vom avea voie și așa mai departe, este important să fim pregătiți. Și cum anume să fim pregătiți? Dacă de luni, spre exemplu, trebuie să începem să mergem la locul de muncă, fizic mă refer, cu siguranță vom fi foarte, foarte atenți cu ce ne îmbrăcăm. Adică vrem să facem o primă impresie după vreo 2-3 luni, bună! Și dacă nu mai avem un loc de muncă, din păcate sau din fericire, depinde dacă vă iubeați locul de muncă și trebuie să căutați acum altul, din nou, prima impresie este foarte, foarte importantă. Adică trebuie să vă îmbrăcați astfel încât să simțiți că vă reprezintă, dar în același timp, de ce nu, să lăsați o impresie plăcută. Dar mai multe ne poate spune invitata mea, Ioana, bună seara! Bună seara, Alina! Cum te simți? Foarte bine, abia aștept să ies din casă cu adevărat, să mă pot plimba din nou pe străzi, să pot reîncepe cursurile. Cu siguranță, în sentimentul tău, suntem foarte, foarte mulți, simțim cu tine, așteptăm și noi să vedem, după cum spuneam, ce se va întâmpla, pentru că în momentul de față nu știm prea multe. Așa este, dar eu zic totuși să ne pregătim. Dacă ne pregătim, știi cum e, și când te îmbraci pentru ceva, atunci garderoba îți îndeplinește obiectivul odată cu tine. Deci, dacă suntem pregătiți, înseamnă că o să ieșim din casă luni și o să ne revenim cât de cât la viața pe care o aveam înainte de această perioadă de pandemie. De altfel, cred că nu trebuie să discutăm doar de luni. Poate că să spunem că dacă de mâine avem voie să ieșim la o plimbare în fața blocului, în fața casei, prin parc, nu știu, vom vedea. Dar dacă avem voie, să spunem, și acolo trebuie să alegem haine, nu? Da, așa este. A fost o perioadă de 64 de zile în care am stat în casă, nu? Am numărat eu câte zile am lipsit, da? Am lipsit din activitate. Și într-adevăr, subiectul pe care vreau să-l abordăm astăzi este cum să ne îmbrăcăm bine, să fim sofisticate, fără să cheltuim o avere. Și aici mă gândesc că fie să folosim hainele pe care le avem deja în garderobă într-un mod cât mai eficient, cât mai bun, cât și dacă urmează să ne cumpărăm haine. Pentru că în ciuda tuturor diminuării veniturilor, să știi că la cursurile mele unul dintre cele mai cerute subiecte este cum facem shopping eficient. Deci chiar și în această perioadă lumea așteaptă fie să se întoarcă la mall-uri, în magazine să cumpere, fie online, cred că deja o fac. Dar cum să cumpere eficient? Este chiar un subiect pe care îl tratez foarte des. Mi se cere și vorbesc despre el. Dar în același timp, pentru că deja ești o invitată cunoscută aici, ai mai venit de câteva ori, am început să te analizez și să-mi dau seama că tu nu ești neapărat fanul cumpărăturilor, adică preferi să fii sustenabilă, preferi să folosești ceea ce ai și să cumperi mai puțin. Așa este. Eu sunt în perioada One Year No Shopping. Un an mi-am propus să nu fac cumpărături. Sunt în a
63-a săptămână fără shopping, deci mai am 19. Mi-am făcut socoteala chiar acum câteva zile să văd unde sunt. Nu simt deloc afectată de lucrul acesta, pentru că întotdeauna mi-am cumpărat cumpătat și nu pe bază emoțională, ci pe bază rațională. Și îmi păstrez hainele foarte bine, am grijă de ele, sunt foarte creativă în modul în care le combin și acest lucru mă ajută ca hainele să nu iasă din uz după o perioadă scurtă de timp. Cred că sunt foarte mulți interesați în această perioadă și de aceste sfaturi, pentru că prioritățile cred că au început să ne se schimbe puțin. Exact. Probabil că lumea din jurul nostru, vorbim deja cu prietenii, vorbim cu toată lumea, am început să ne gătim în casă, nu mai comandăm sau clar nu mai putem să mai mergem la restaurante. Unii au avut diminuări din punct de vedere venit, salariale. Deci suntem mult mai cumpătați cu modul în care cheltuim banii. Și chiar dacă nu ne dăm seama acum, o să începem să reducem din cumpărături. Uh-huh. Să comparăm mai degrabă prețurile, să fim mai atenți în ceea ce cumpărăm. De aceea, sfaturile mele la nivel de garderobă sunt destul de practice. O să vă prezint 15 sfaturi despre cum să ne îmbrăcăm frumos, fără să cheltuim o avere. Și sper să vă ajute, pentru că, într-adevăr, hainele de multe ori ajung să rămână agățate pe umerașe, fără să le purtăm cu etichetă, să le purtăm de câteva ori, ceea ce nu este eficient. Am făcut la un moment dat un articol pe care l-am scris legat de costul de purtare. Să ne dăm seama care este, de fapt, costul pe care îl plătim pe fiecare item pe care îl cumpărăm. Uh-huh. Și s-ar putea să fim uimiți de modul în care cheltuim banii. Pentru că, dau un exemplu foarte scurt, ne luăm o rochie pe care o purtăm odată și pe care decidem să dăm foarte mulți bani, este o investiție complet ineficientă. În schimb, dacă vrem să ne luăm o pereche de jeans de calitate, pe care putem să purtăm o pereche de jeans de 100 de ori într-un an, pentru că jeansii sunt un item de bază, nu dăm o sumă foarte mare, gândindu-ne să facem economie. Și atunci costul pe purtare este diferit. Ajunge să nu fie echilibrat și atunci asta e recomandarea mea apropo de investițiile în garderobă, să încercăm să nu ne uităm la prețul de pe etichetă, ci să încercăm să calculăm costul pe purtare. Să vedem dacă el merită atâția bani sau nu. Și nu cât dăm efectiv la casa de marcat. În timp ce spuneai tu că alegem să dăm pe poate o rochie de gală sau un item pe care îl purtăm poate o dată în viață sau o dată pe an sau știu eu, o dată pe an ar fi bine, și că alegem să dăm mai puțin pe un obiect pe care îl purtăm de zeci de ori, m-am gândit la faptul că facem această alegere și din orgoliu sau din mândrie vrem să arătăm ceva, nu? Așa este, da, da. Vrem să arătăm ceva, o să am chiar unul dintre lucrurile pe care nu le recomand dacă vrem să arătăm sofisticat, este să nu arătăm. Nici o femeie sofisticată nu are o plasă de cumpărături în mână. Pentru că ea își cumpără atunci când trebuie să-și cumpere, nu ca un impuls, uh-huh, nu pentru că a avut o zi proastă sau pentru că, are chef să se ducă prin mall și să-și cumpere ceva. O femeie sofisticată întotdeauna își alege hainele cu atenție și atunci momentul în care face shopping îl face foarte calculat, cu o listă de cumpărături, cu itemuri de care are nevoie, pentru că ea își va alege întotdeauna doar lucruri de care are nevoie și care îi stau bine. Deci trebuie să ne cunoaștem foarte bine și să fim foarte înțelepți cu modul în care ne cheltuim banii. Pentru că acum, din păcate, o să câștigăm banii din ce în ce mai greu, uh-huh, și trebuie să fim atenți. Eu, din fericire, întotdeauna am fost cumpătată cu bani. Întotdeauna am reușit să-mi pun o anumită sumă pe lună deoparte pentru zile negre,
dacă pot să spun asta, adică dacă vreau să-mi iau la un moment dat ceva care mi se pare că am nevoie sau că îmi trebuie sau că îmi place foarte mult, să umblu la acea rezervă și să nu fiu în situația de a nu-mi permite acel lucru pentru că n-am suficienți bani. Deci întotdeauna am fost foarte și sunt cumpătat în ceea ce privește, cumpărăturile, mai ales din punct de vedere garderobă. Am descoperit de ce suntem așa pe aceeași lungime de undă, să știi că fix așa sunt și eu. Foarte cumpătată, echilibrată, rare ori mi se întâmplă să cumpăr din impuls și dacă fac acest lucru o fac conștient, cumva ca un răsfăț, să zic, hai că îmi permit să fac lucrul ăsta așa, doar așa, o dată pe an sau pentru că așa am decis eu, dar nu am tendința aceea de a intra în magazine și, bam, hai să cumpăr și aia și aia și aia, pentru că poate că îmi va trebui cândva sau pentru că pur și simplu îmi place. Da, este unul dintre sfaturile pe care le dau tuturor cursantelor cu care intru în contact despre faptul că trebuie să ne cumpărăm haine pentru momentul actual, nu pentru viitor, nu pentru când o să slăbim, nu pentru când o să ne tonifiem. Sunt foarte multe femei care merg la cumpărături și acceptă oferte pentru haine care nu li se potrivesc momentului actual. Hainele respective ajung în dulap, uitate într-un an, doi ani, trei ani, probabil că nu o să ne mai placă pentru o perioadă, după o perioadă de timp, și apoi ceea ce fac este să ne ocupe loc în dulap și, desigur, bani cheltuiți pe care nu i-am fructificat. Spuneai că ai venit de asemenea și cu 15 lecții, să le zicem așa, 15 idei pentru noi care să ne ajute, însă înainte de a trece la acele 15 lecții, idei, aș vrea să vă spun și vouă că puteți să interveniți în discuția din această seară, de ce nu, poate că să ne dați niște sugestii și voi, niște sfaturi, să învățăm și noi de la voi, de ce nu, cum puteți să arătați cu stil fără să cheltuiți o avere sau suntem interesate să știm cum vă faceți alegerile în viața de zi cu zi atunci când vine vorba despre haine. Sunteți oameni care cumpărați la impuls sau sunteți oameni care sunteți chipzuiți și vă gândiți de 2-3 ori înainte să achiziționați un obiect vestimentar? Dacă vă întrebați unde puteți să scrieți acele lucruri, intrați pe live-ul de pe Facebook, A7TV, intrați acolo pe live și scrieți în comentariu. De asemenea, am mai primit și câteva fotografii de la telespectatoarele care ne urmăresc. Cred că se mai poate face și acest aspect în această seară, adică dacă vreți să ne trimiteți o fotografie cu una din ținutele voastre și poate să vă ajutăm sau să vă dăm un sfat, mai mult Ioana, spun la plural că sunt și eu aici în platou, sau să vă dăm un sfat legat de aceste ținute, puteți să trimiteți fotografiile voastre pe WhatsApp la numărul de telefon 0733 004 455. Dacă sunteți și mai curajoși decât atât și vreți să ne sunați în direct să vă auzim și vocea sau vreți să o întrebați ceva anume pe Ioana, același număr de telefon îl folosiți, 0733 004 455, număr de telefon pe care îl vedeți acum și în burtiera cea mare, dar când va dispărea, îl veți vedea acolo în burtiera cea mică, deci mereu va fi acolo. Și dacă nici așa nu vi-l aduceți aminte, scrieți în comentariu în live-ul de pe Facebook A7TV și vă mai aduc eu încă o dată aminte care este numărul de telefon. De asemenea, ne scrie, iată, Emanuela Frățilă și ne zice așa: eu mă gândesc de vreo 5 ori până să cumpăr ceva. Foarte bine. Foarte bine, este, nu știu de câte ori trebuie să te gândești înainte să cumperi ceva, în schimb trebuie să fie suficient timp încât să-ți dai seama dacă itemul respectiv îl vei purta de suficiente ori cât să merite costul respectiv. De asemenea, e foarte important, noi suntem foarte tentați, de exemplu, la reduceri, să cheltuim bani și să fim absolut necumpătați și să cheltuim mai mult decât ne-am programat. De cele mai multe ori, pentru că niciodată nu o să mai găsim bluza cu 30 de lei. Și o să băgăm în coș fără să ne gândim că la totalul la casă n-o să fie foarte fericit. Trebuie să ne gândim tot timpul când cumpărăm. Exact așa, eu fac această paralelă. În banii îi câștigăm conștient și rațional. La fel trebuie să și cheltuim. De ce trebuie să cheltuim pe bază emoțională? Fie pentru moft, fie pentru o zi proastă, fie pentru a arăta ceva. Vom învăța în această seară despre aceste lucruri și ne mai adaugă Emanuela Frățilă și ne spune: da, chiar dacă este la reducere, mă întreb dacă chiar am nevoie de acel lucru. O întrebare foarte bună, de altfel. O întrebare foarte bună și am să dau un răspuns
destul de exact pe această întrebare. Întotdeauna când hainele la reduceri sunt hainele care au trecut din trend, nu mai sunt în trendul actual. De aceea sunt la reducere, pentru că magazinele vor să scape de ele, pentru că vor aduce colecția nouă. Deci în momentul în care mergem la reduceri, trebuie să ne gândim dacă itemul respectiv îl vom purta și în anul următor, când poate nu se va mai purta aceeași culoare, același cat sau același imprimeu. Dacă răspunsul este da, adică dacă îl vom purta și anul viitor, indiferent dacă moda va fi alta și magazinele vor aduce altă colecție, atunci putem să-l achiziționăm. Dacă nu, putem să lăsăm în magazin pentru că nu-l vom purta niciodată. Și așa învățăm câte ceva și despre propria persoană, învățăm să fim și echilibrați și învățăm multe alte lucruri. Da, e foarte important și depinde de tine. Asta de multe ori spun, apropo de multă lume care preferă să-i ajute stiliști în ceea ce privește modul în care se îmbracă. Eu cred foarte mult în a-ți alege singur hainele, pentru că acelea sunt conform personalității tale vestimentare și în funcție de activitățile pe care le ai, în funcție de modul în care te fac să te simți. Adică o altă persoană nu poate să spună pentru tine în ce te vei simți bine, poate să sugereze. De aceea, cursurile mele de Image and Color sunt diferite față de cursuri teoretice, ne învață cum să devenim propriul nostru stilist, să ne cunoaștem din toate punctele de vedere, atât fizic cât și psihic, astfel încât să facem alegerile potrivite singuri, pe o perioadă nedeterminată de timp, practic pentru tot restul vieții. Odată ce ne cunoaștem și știm ce ne place, putem să alegem oricând și oriunde, nu există limită. Sună foarte bine, Ioana, și aș vrea chiar să începem să trecem la cei 15 pași pe care i-ai pregătit în această seară și să începem cu pasul 1. Cu primul dintre ele. Hai să-l vedem pe primul. Imediat ne va apărea și pe ecran, ne vor ajuta colegii noștri. Iată, calitatea mai importantă decât cantitatea. Da? Este foarte important în garderobă să avem itemuri de calitate și mai degrabă decât să avem o garderobă infinită care nu ne servește activităților noastre în care le purtăm. Da? Calitatea, atunci când mergem la cumpărături, trebuie să fim foarte atent la calitate. Este de preferat să avem câteva itemuri statement, cum le spun eu, fie itemuri iconice, de designer mai scumpe, iar restul să fie alese inteligent, astfel încât să completeze itemurile statement. Deci este unul dintre secretele pe care vi le împărtășesc, apropo de cum putem să arătăm stylish fără a cheltui foarte mulți bani. Nu trebuie să fim îmbrăcate în branduri scumpe din cap până în picioare. Putem să alegem inteligent, făcând câteva investiții de calitate și restul itemurilor care să completeze acele ținute. Deci nu ne bazăm pe acele reduceri 30-40 de lei, cât mai multe, ca să aglomerăm dulapul și să știm că avem acolo de toate culorile și toate felurile. Apropo de câte haine cumpărăm, gândește-te dacă în loc de 100 de bluze am avea 20. Înseamnă de 5 ori mai puține. Procentual este și timpul pe care îl petrecem în fața garderobei. Mai puțin de 5 ori. Deci dacă îți petreci 10 minute să-ți alegi o bluză, pentru că ai multe, îți vei petrece doar 2 minute să o alegi, pentru că le ai exact pe cele pe care îți trebuie, ți se potrivesc, le porți, merg în combinație cu celelalte haine pe care le ai. Pentru că ai făcut cumpărătura într-un mod rațional. Știi foarte clar că bluza respectivă o să porți. Ți se potrivește cu restul hainelor din garderobă, este potrivită pentru mărimea ta, culoarea ți se potrivește, deci nu a fost aleasă întâmplător doar pentru că a costat 20-30 de lei, ci ai luat-o într-un context. Mai spui că calitatea contează, nu cantitatea. Cum adică? Cum recunoaștem calitatea? De unde știm că o haină este calitativă sau nu este? O haină este calitativă, în primul rând, ne uităm pe etichetă. Apropo de materiale pe care le folosim și este, cred că, chiar următorul punct, materialele pe care le folosim trebuie să fie cât se poate de mult materiale din fibră naturală. Recomandarea mea este ca materialele naturale să fie cel puțin 50% din compoziție versus materialele sintetice.
Pentru că materialele naturale se așează mai bine, lasă corpul să respire, nu dă acel luciu de plastic pe care le au unele itemuri, dar în același timp contează și croiala. Deci chiar dacă alegem un material de calitate, contează, când vorbesc despre calitatea unui produs, nu mă refer neapărat numai la calitatea materialului, ci la cut, la imprimeu, la culorile pe care le are. Pentru că sunt materiale 100% naturale, dar culoarea, de exemplu, dau un exemplu, mătasea roșie, este mătase naturală, da, este roșie, s-ar putea ca pe un corp mai plinuț să nu vină bine, pentru că mătasea reflectă lumina și atunci, dacă nu avem o siluetă perfectă, s-ar putea să ne dezavantajeze. Deci este vorba de mai multe lucruri de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre calitate. Când ai zis de mătase roșie, mi-am adus aminte că am avut acum vreo 3 luni în emisiune o rochie fix din mătase roșie. Și mă gândeam ce bine că am purtat-o atunci, pentru că eram înainte de carantină, de izolare, știi? Și eram mai corpul mai bine. Deci, am ales bine atunci și e bine că nu am așa ceva acum. Da, atenție la croi, da. Adică sunt foarte multe aspecte de care trebuie să ținem, cont. Dar, în general, așa cum am spus, pentru acest calitate versus cantitate, câteva haine statement care ne țin garderoba și celelalte itemuri alese smart, deștept, în legătură, care putem să le coordonăm foarte ușor cu acele itemuri statement. Mădălina Dumitrescu spune: bună seara, ce înseamnă o panoplie de îmbrăcăminte? O paletă întreagă de haine cred că te fac să te simți altfel. Da, teoretic da. Foarte, foarte multe persoane se simt mai încrezătoare când au de unde alege, dar hainele pe care le au în garderobă nu reușesc să le poarte. Există un research despre care am mai vorbit, conform cărora femeile poartă 20% din haine în 80% din timp. Chiar dacă ne place să deschidem dulapul și să vedem foarte multe haine, intuitiv alegem aceleași haine să purtăm de fiecare dată. Deci înseamnă că restul de 80% fie nu ne vin, fie sunt out of fashion, fie nu avem cu ce să le combinăm, cu ce să le mixăm pentru a ne crea outfituri. Și vă mai spun un lucru foarte interesant: o garderobă mare creează stres. Da. Pentru că inconștient, pentru că am făcut anumite investiții la un moment dat, deci ne-am cheltuit banii, inconștient vrem să purtăm cât mai multe haine. Și atunci dimineața ne gândim ce să purtăm din ceva ce nu am purtat. Lucrul ăsta este o sursă de stres și ne ia din oboseala decizională alocată fiecărei zile. De aceea câteodată ne plecăm obosiți la serviciu, pentru că deschidem dulapul și pentru că probăm 5 ținute și în ultimul moment ne mai schimbăm și pantofii și geanta. De aceea este recomandat să avem mai puține haine, dar pe care să le purtăm permanent, să le rulăm. Da, exact, da. Să le rulăm. Mai este o întrebare, dar să știți că o voi citi, de fapt este un răspuns, să voi citi acel lucru după ce trecem la pasul 2, ca să mai alternăm așa. Bun. Da. Pasul 2. Branduri autentice. O femeie sau o persoană stylish, sofisticată, căreia îi pasă cum arată, poartă întotdeauna branduri autentice. Niciodată nu alege fake-uri doar ca să facă un statement. Branduri autentice însemnând de la premium la medium. Uh-huh. Ideea este că nu trebuie să păcălim pe nimeni. Dacă nivelul nostru de trai este mediu, atunci acolo trebuie să rămânem. Să nu încercăm să păcălim luându-ne haine de brand care nu sunt adevărate, pentru că ele se văd. Adică un cunoscător vede, o altă persoană cu care vrei să relaționezi pentru că este la fel ca tine, vede lucrul respectiv. Deci să nu încercăm să ne păcălim cu haine fake, pentru că nu ne vom păcăli decât pe noi și nu vom avea încredere, adică nu vom inspira încredere. Uh-huh. Pentru că, apropo de cum am început această emisiune, spunând că ne vom întoarce la serviciu, gradul de încredere pe care ne acordă
colegii, clienții, este foarte important. Deci să nu încercăm să păcălim pe nimeni, pentru că nu ne vom păcăli decât pe noi. De asemenea, mă și gândeam că chiar și fake-urile, să le spun așa, costă suficient de mult și poate de banii aia am putea să luăm un alt produs no name, no brand, care nu este fake de altfel și este mult mai calitativ decât fake-ul pe care l-am luat. Da, da. Da. Așa este, e unul dintre subiectele pe care o să le abordez mai departe, unul dintre punctele pe care o să le abordez mai departe, ieftin versus ieftin. Ce înseamnă ieftin versus cum arată? Uh-huh. Adică un item scump nu înseamnă neapărat că este de calitate. Emanuela Frățilă ne spune așa: cumpăr ce mi se potrivește, nu ce este la modă. În general, haine simple sau imprimeuri pe care le combin cu altă piesă simplă. În general, după buget. Nu mi-a plăcut niciodată să cumpăr haine scumpe. Le consider doar haine și cred că sunt alte lucruri mai bune în care să investesc. O donație, de exemplu. Este foarte frumos ce ne-a spus. Dacă hainele pe care le are sunt gândite, îi se potrivesc, este mulțumită de modul în care arată purtându-le, nu trebuie să ai 300 de itemuri vestimentare. Poți să ai 50, 40, atât cât este o garderobă capsulă, despre care o să vorbim în una dintre edițiile viitoare. 40 de item sunt suficiente pentru un sezon și am să vă dovedesc lucrul ăsta concret. Să știi că te așteptăm și pentru acest lucru, să ne dovedești cum putem să avem doar 40 de itemuri în garderobă și să ne îmbrăcăm mereu un pic altfel, nu? Da, da. Am să vă demonstrez. Hai să mergem și la pasul 3, să vedem ce avem la pasul 3. Fără logo la vedere! Da, hainele în general trebuie să fie foarte discrete. Așa cum spuneam, persoanele sofisticate nu vor să arate nimic, nu vor să dovedească nimănui ceea ce sunt. Ele sunt foarte confortabile în pielea lor și nu trebuie să aibă un logo pe piept ca să arate că poartă o haină de brand. În general, hainele de brand nu își pun, de designer foarte scumpe, nu își pun logo-ul niciodată la vedere. Este undeva pe etichetă, în interiorul bluzei, genții și așa mai departe. Nu se vede. Deja pentru că ele sunt recunoscutibile la nivel de design. Nu trebuie să-și mai aplice și un logo foarte mare ca să facă un statement. Deci o persoană sofisticată care vrea să arate, să fie stylish, să arate bine, să fie percepută că s-a îmbrăcat premium, niciodată logo-ul la vedere. Preferăm haine la un nivel mediu, da, la o cheltuială medie, dar care să arate bine și nu să aibă logo pe ele. Nu știu dacă ai dat o veste bună sau proastă, pentru că am observat că se cam poartă. Toată lumea caută tricourile alea, știi, cu tot felul de branduri și de firme. Este adevărat. Există branduri foarte scumpe care fac anumite haine cu logo-uri pe ele, dar cei care le cumpără sau cei care sunt achitați după ele sunt cei care vor să facă și un statement că au tricoul respectiv. Deci este mai degrabă pentru ceilalți și nu pentru ei. Iată ce te întreabă Mădălina Dumitrescu. Dar starurile de Hollywood, cum rețin cu ușurință fiecare tip de haină și mai ales de câte ori poartă un singur exemplu, spune? De câte ori poartă un singur exemplu? Așa spune, da, un singur exemplu. Poate că a vrut să spună că a dat un exemplu acum și starurile de Hollywood cum rețin cu ușurință fiecare tip de haină și mai ales de câte ori o poartă. Probabil, hai să descifrăm. Așa cum ați observat în ultima perioadă, să spun de, nu știu, 6-7 luni, am observat că și starurile de la Hollywood susțin sustenabilitatea și fac un statement. Pentru că atunci când se îmbracă a doua oară la un eveniment foarte mare cu aceeași rochie. Adică nu este un trend, vrem să salvăm planeta, vrem să participăm cât se poate de mult la a reduce poluarea, iar industria de fashion este unul dintre cei mai mari poluatori. Deci suntem practic pe acest trend. Nu știu exact la ce se referă, că nu poartă hainele decât o dată. Probabil spune că starurile de la Hollywood rețin de fiecare dată când poartă câte o haină, dar trebuie să ținem cont că o mare parte cred că au și stiliști și rețin stiliștii, nu cred că rețin starurile. Bineînțeles, da. Împrumută haine. Este și în România există câteva
companii, buticuri care împrumută, închiriază hainele pentru anumite evenimente, tocmai pentru ca persoanele să nu facă investiții majore pentru evenimente speciale și atunci plătesc undeva la 10-20% pentru că oricum urmează să le poartă o singură dată. Corect. Deci, da. Decât să ocupe, cum spuneam, loc în garderobă și bani cheltuiți, preferă să le împrumute, ceea ce nu mi se pare un lucru foarte rău, atât timp cât ai grijă de haine, ele se spală, se curăță în momentul în care le returnezi, practic le primești înapoi. Uh-huh. Să nu uităm, iarăși un lucru foarte interesant, că și atunci când ne cumpărăm haine, chiar dacă mergem la mall, chiar dacă le cumpărăm online, hainele este posibil să fi fost deja purtate de cineva, fie în cabina de probă, fie chiar returnate. Deci, atenție, hainele nu înseamnă că nu au fost atinse. Trebuie spălate. Acolo trebuie spălate, da. Exact. Da, trebuie spălate, dar nu înseamnă că hainele nu au fost atinse. Uh-huh. Dacă mergem într-un magazin și ne luăm hainele, au fost atinse de vânzători, au fost probate de ceilalți oameni care au fost în magazin, la fel și online poate au fost returnate. Deci, practic, este același lucru spus altfel. Da. Da. Hai să mergem și la cel de-al patrulea pas. Bun. Hainele care se potrivesc perfect. Întotdeauna o persoană care are stil și care se îmbracă cu stil trebuie să aibă haine care îi se potrivesc perfect. Dacă hainele sunt prea mici, prea mari, nu lasă să treacă circulația, este un semn că nu ai ți-a dat destul silința ca să arăți bine. Deci întotdeauna hainele trebuie să fie pe măsura ta și să se potrivească croiul, să se potrivească formei tale. Putem să le ducem la croitor pentru hainele pe care ne dorim foarte mult și care nu ni se potrivesc, dar în același timp cred că suntem în secolul în care avem o infinitate de opțiuni pentru a ne alege hainele, de aceea hainele trebuie să ne vină perfect și așa cum spuneam, pentru momentul actual, nu pentru viitor. Să nu facem greșeala să ne cumpărăm pentru viitor, pentru că s-ar putea să ajungem să nu le purtăm niciodată. În speranța că vom slăbi sau ne vom îngrășa și vom încăpea sau... Da. Da. Corina Violeta Chete spune, nu am mai achiziționat de ceva timp hăinuțe. Îmi prinde bine aceste informații, vă urmăresc cu mare, mare interes. Există autocorectul, știi? Și mă bucur că reușesc să-mi dau seama ce vrea să spună telespectatorul, pentru că a scris nu am mai achiziționat de ceva timp maimuțe, mai multe haine. Da. Da. Mă bucur din suflet că există oameni care fac acest exercițiu, fie că îl fac conștient cum l-am făcut eu, fie că se surprind după o anumită perioadă că nu au făcut achiziții. Ideea este să purtăm o haină de cel puțin 9 ori ca să reducem acest fast fashion, această modă care se duce de la sezon la sezon și nu mai purtăm hainele și se produc altele la costuri mici din materiale proaste care sunt foarte poluante. Deci o haină trebuie să o purtăm de cel puțin 9 ori ca să fie să facem ceva vizibil. Și cum e, Ioana, în perioada aceasta, când mai mult de 2 luni am stat în casă și probabil că majoritatea au stat în haine de casă, pijamale și așa mai departe, probabil când vor reîncepe să poarte hainele, poate că au avansat și se vor gândi, oh, ce multe haine am, ce noi par, că nu le-am purtat de ceva timp. Posibil, da. Da, într-adevăr, acum o să revenim la hainele de afară. Uh-huh. Chiar dacă eu am susținut foarte mult în toate articolele pe care le-am scris, cât de important este să ne îmbrăcăm frumos chiar și atunci când stăm în casă, pentru că ne dă o altă stare și pentru că ne face eficienți la serviciu, chiar dacă lucrăm de acasă. Într-adevăr, sunt foarte multe haine pe care nu le-am purtat de două, trei luni. În același timp s-a schimbat și sezonul, deci s-ar putea oricum să ne revedem hainele de anul trecut din vară. Uh-huh. Bine, mergem și la cel de-al cincilea pas. Avem pasul 5, urmează, să vedem ce urmează. Investim doar în haine care înseamnă garderoba de bază. Uh-huh. Garderoba de bază ce înseamnă? Garderoba de bază sunt hainele pe care cele mai versatile, pe care putem să le combinăm în orice combinație. Uh-huh. Cu cât hainele sunt mai versatile, cu atât ele le vom purta de mai multe ori și atunci investiția este cu atât mai bună. Când mă gândesc la garderoba de bază, înseamnă
o serie de câteva elemente vestimentare pe care putem să le purtăm oricum, oricând, cu orice, inclusiv combinate între ele. Și aici am chiar un exemplu de itemuri din garderoba de bază, jeans negri, o bluză albă și una neagră, o geacă de jeans, o geacă de piele și un palton. Aceste lucruri, indiferent unde vrem să mergem, sunt potrivite. Ideea este cu ce le purtăm. Putem să, în prima imagine în care avem paltonul, putem, de exemplu, dacă vrem să fie mai sofisticat, putem să adăugăm o broșe mare sau putem să adăugăm un cordon, o curea sau... De ele reprezintă itemuri de bază. Asta înseamnă că se potrivesc în orice combinație și ele practic completează hainele statement pe care poate am economisit un pic să le facem, să facem acele cumpărături. Și încă un lucru foarte important apropo de cumpărăturile de calitate, nu trebuie să le facem pe toate în același timp. Da? Mai degrabă ne luăm gradual, strângem bani pentru cele care merită și cele care, în care merită să investim. Mă gândeam că au trecut mai bine de 35 de minute și am uitat practica mea din 2020. Ai fost anul acesta aici? Că nu mai știu. De a ne ridica în picioare? Da, ai sigur. Fost, da? Să știi că urmează și asta. Deja resimțeam eu ceva așa inconfortabil și mă gândeam oare ce se întâmplă. Și iată că îmi transmite și corpul meu că este momentul să facem ceea ce mi-am propus și ceea ce aproape reușesc să fac în fiecare ediție. Se mai întâmplă câteodată să fiu așa de prinsă de subiect încât uit total sau nu găsesc timpul potrivit să fac asta. Însă cred că ne-ar prinde bine. Hai să facem picioare, da? Da? Ești de acord? Da. Bine, invit și pe cei de acasă să facă acest lucru pentru că este foarte important să ne mai oxigenăm creierul, să lăsăm sângele să circule așa cum trebuie și să ne mai schimbăm și noi puțin starea. E altfel, așa e? Deja da. Parcă ne dăm un refresh. Putem să ținem toată emisiunea de acum încolo în picioare. Da? Vrei să mai rămânem puțin? Rămânem. Dar cum vrei. La pasul următor mai rămân încă foarte mult de parcurs. Dacă avem lumina cât de cât bună, putem să trecem la... Este cât de cât ok? Uite, vezi că ai uitat ceva foarte important tu. Ai uitat accesoriul de bază la alături de tine. Nu mă așteptam să vorbesc din picioare. A fost o idee spontană. A fost ceva spontan, da. Dar mie îmi plac ideile spontane. Și nu știu dacă este posibil să facem pasul următor în picioare sau nu. Dacă primim aprobare de la echipa noastră, de la tehnică, se poate, da? Se poate pune și în split screen, totul e în regulă? Dacă da, rămânem în picioare, dacă nu ne vom reașeza, nu este problemă, pentru că noi suntem foarte, foarte flexibile, așa este, putem să facem și în picioare și dacă nu se poate, se poate în picioare? Perfect, mergem la pasul, care era? Pasul numărul 6, nu? Pasul numărul 6, da. Așa, acum vedem dacă avem și o ținere de minte foarte, foarte bună. La pasul, nu, ia să vedem dacă au mai spus ceva telespectatorii, între timp... Este și foarte cald în platou. Avem pasul numărul 6, materiale de calitate. Materiale de calitate. Acest subiect l-am cuprins un pic și la primul, apropo de ce înseamnă, că m-ai întrebat-o ce înseamnă haine de calitate. Uh-huh. Înseamnă în primul rând materiale de calitate. Da, deci atenție, materialele pe care le alegem trebuie să fie de cele mai multe ori pe cât posibil din materiale din fibre naturale. Uh-huh. Dar, desigur, nu este suficient, în sensul că trebuie să avem grijă și la culori, și la caturi, și la materiale. Deci nu este suficient. Dar, în principiu, trebuie să ne gândim la fibrele naturale. Să le alegem pentru așa cum spuneam, un outfit sofisticat. De altfel, oricum, dacă ne gândim să purtăm acele haine pe termen mai lung, nu? Dacă vrem să dureze mai mult, este foarte important să fie materialul de calitate, că altfel se deteriorează foarte repede dacă îl spălăm, se poate decolora și așa mai departe. Da, din nou mi-ai furat unul dintre lucrurile pe care urma să le spun apropo de cum avem grijă de haine. Este foarte important, indiferent de ce material alegem, chiar dacă este o haină dintr-un material, dintr-o fibră naturală, care în mod normal durează mai mult timp decât fibrele artificiale, trebuie să fim foarte atenți cum o spălăm, cum o uscăm, cum o călcăm, cum o depozităm.
Deci nu este suficient doar să avem haine de calitate, important este să avem și grijă de ele. Cum le întreținem, da. Exact, cum le întreținem. Cred că și data trecută am dezbătut puțin acest subiect, de așa am învățat cum să întreținem hainele. Cine nu ne-a urmărit data trecută, îi invit să caute cam de acum 2 luni o ediție. Da. Vor găsi, dacă pun alături de tine Ioana Hurdubelea, vor găsi acolo această ediție. Vrei să mai spui ceva la pasul 6? Nu, mergem mai departe. Hai să mergem la pasul 7, îl discutăm tot în picioare și mai apoi după pasul 7 ne reașezăm. Bine. Bun. Accent pe itemurile care contează. Și acum te întreb pe tine, Alina, care crezi că sunt itemuri care contează cel mai mult în garderoba unei femei? Cele pe care le port cel mai des. Mă gândesc că rochia. Așa. Mm-hmm. Ce mai contează? Vorbim și de accesorii, încălțăminte? Vorbim despre... Da, okay. Vorbim accesoriile? Accesoriile sunt cele mai importante. Da. Putem să ne oprim aici. Accesoriile sunt cele mai importante. Uh-huh. Geanta și pantofii sunt cei mai importanți. De obicei, pentru că sunt itemurile pe care cheltuim cei mai mulți bani. Sunt dacă o bluză mai de calitate costă, să zic, un preț mai accesibil, niște pantofi de calitate poate sunt un pic mai sus, dar deși purtăm de mai multe ori, adică gradul de uzură este mult mai mare. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când alegem gențile și pantofii și nu neapărat în momentul în care îi cumpărăm din magazin, ci și în momentul în care îi purtăm. Pentru că nu există nicio scuză pentru niște pantofi cu care plecăm murdat de acasă. Dacă vrem să fim o persoană sofisticată, o persoană care are stil, da, niciodată cu pantofi murdari, niciodată cu flecuri ieșite, niciodată să aibă pielea cutată, da? La fel și pentru geantă. Geanta este un item vestimentar care spune foarte multe despre o persoană și aici este un lucru interesant care mi-ar plăcea să-l spun. Întotdeauna să avem grijă la dimensiunea genții pe care o folosim. Să fie în concordanță cu lucrurile pe care vrem să le punem în ea. Dacă avem un laptop și mai vrem să mai punem încă 3 portofele burdușite și șervețele parfumate și eu știu ce, trebuie să ne luăm o geantă pe măsură. Pentru că dacă geanta e căscată, da, cum spune, supraîncărcată și schimbă dimensiunea, este o dovadă că nu ne pasă cum arătăm. Deci ca și cum ar părea, ca și cum am fi fugit de acasă, da, și am băgat tot ce am reușit. Întotdeauna agențiile trebuie să ne luăm în funcție de ce vrem să punem în ele. Foarte important. Stăm? Da, hai. Să stăm. Stai puțin așa să nu-mi ieși din cadru, o zic eu că stăm. Bine, stăm. Atunci să mergem mai departe și vorbim. Nu, acum putem să ne reașezăm. Știi cum este treaba aici? Trebuie să fim mereu pe fază, pe moment. Îi punem la sport pe colegii noștri. Să nu facem doar noi mișcare în fiecare zi. Acum este momentul să facă și ei puțin mai multă mișcare ca să nu se simtă neglijați de către noi. Pentru că oricum astăzi discutăm mai mult de doamne, așa că iată și domnii căutăm să implicăm prin alte lucruri tehnice. Alte activități. Da. E bine că ne-am descurcat. Putem să trecem, cred că, la pasul numărul 7. 8. Da? 8? Aha, am sărit un pas. Bun. Pasul numărul 8. Ieftin versus ieftin. Exact ce spuneam, că au fost niște subiecte pe care m-ai întrebat mai devreme și atunci a trebuit să le abordez la momentul respectiv. Ieftin se referă odată la suma care este scrisă pe etichetă și odată ieftin la modul în care arată. Nu trebuie să picăm în capcana că un lucru ieftin asta nu înseamnă că este de calitate. De multe ori plătim brandurile, așa cum știi și tu foarte bine, plătim pe o haină mai mult decât este necesar, doar pentru că este un brand scris pe etichetă sau așa cum nu am recomandat pe partea din față. Da? Deci ieftin, trebuie să ne gândim întotdeauna la ceea ce reprezintă acea haină. Și nu trebuie să alegem hainele în funcție de cost, ci în funcție de calitate și de modul în care ni se potrivesc acele haine. Vreau să te întrerup pentru că sunt unele persoane și uneori să știi că aproape am căzut și eu în acea capcană. Când vedem că produsul costa inițial 400 de lei și vedem acolo scrie tăiat 400 de lei și vedem 150, ne gândim, sigur e de calitate produsul dacă înainte costa 400 de lei. Și la 150 de lei cu siguranță au un profit mai mic. Da, corect. Da. Deci, atenție la ce ne uităm. Mm-hmm. Ne uităm, în primul rând, la haina respectivă și apoi la cost. Mai degrabă să fie mai ieftin la o calitate, la no name, decât scump
iar haina respectivă să nu reprezinte calitate. De multe ori picăm în această capcană și ne gândim că brandurile foarte mari fac haine de bună calitate. Dar nu este adevărat, nu în totalitate. Văd că mai sunt și niște prețuri acolo, așa. Ai vrut să spui ceva cu ele sau pur și simplu... Nu, am dat un exemplu de prețuri adevărate, deci luate de pe site, a unor haine care în niciun caz nu par a fi atât de ieftine. Da, corect, așa este, mai ales cămașa din stânga. Da, 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 da. De aceea le-am și lăsat acolo, le-am găsit pe un site cum să faci haine la prețuri reduse. Și în niciun caz nu... Spui că pe prima, de exemplu, este că 20 de lei sau mai puțin. Da. Te gândești că trebuie să plătești 200 de lei ca să fie de calitate. Data viitoare să vii să ne dai și site-uri, dacă, uite, găsești așa niște chilipiruri. Am voie, am voie. O să mă documentez și dacă ai voie, ar fi chiar foarte interesant. Cred că așa facem. Ar mulțumi multă lume dacă am dat și site-uri de unde putem achiziționa haine. Ne scrie Dobre Teodor și ne spune așa: o emisiune frumoasă, Alina, ești un moderator de excepție. Eu, ca bărbat, am renunțat după vârsta de 30 de ani la haine scumpe și de firmă, chiar dacă sunt mai de calitate. De când l-am descoperit pe el, adică pe Dumnezeu, am optat pentru simplitate. Iată ce frumos! Da, este o opțiune pentru fiecare și sunt sigură că hainele pe care le-a păstrat și pe care le poartă îi aduc suficientă bucurie încât să nu trebuiască să... Adică încât să nu-și dorească să facă alte cumpărături. Da, ceea ce este importantă, simplitatea, discutam și în începutul acestei ediții. Less is more. Corect. Știi vorba în care trebuie să arăți mai puțin ca să pară mai mult, da. Să mergem și la pasul numărul 9, pentru că mă mai uit din când în când și la timp, să știi, și când mi-am adus aminte că aveam de fapt 15 pași, mergem la Bine, pasul mergem 9, mai da? Departe. Atenție la detalii. Când mă refer la detalii, mă refer la detaliile vestimentare și la caturile și la culorile pe care le folosim. Deci nu este suficient să avem o haină de calitate dacă ea nu ne vine bine nouă. Da? Deci atenție cum alegem hainele pentru noi. În general, așa cum spuneam și la un punct anterior, o persoană sofisticată întotdeauna își alege haine care îi se potrivesc sieși și nu unei prietene sau nu unui manechin sau nu unei poze de pe site. Întotdeauna hainele trebuie să fie alese pentru ea și nu pentru altcineva. Ai punctat aici ceva foarte important, că uneori ne gândim, hai să mai întreb și pe X și pe Y și pe Z și poate că alegem acel produs și ajungem cu el acasă și nu îl purtăm niciodată. Se întâmplă de cele mai multe ori, sau să ne placă la o colegă, de unde ți l-ai luat, stai că-mi iau și eu și de fapt să nu mi se potrivească cu nimic din garderobă sau nici măcar stilul meu de viață sau să nu mă simt pur și simplu confortabil în lucrul respectiv, că nu este obligatoriu ca toată lumea să se simte confortabil în același tip de haine. Și ce am pățit când aveam 17 ani, acum mi-am adus aminte. Am fost undeva într-un trip, nu mai țin minte, undeva în altă țară și am văzut o geantă. Interesantă ea, nu era stilul meu deloc, dar pentru că au văzut-o și încă două fete, ziceau ce tare e, nu știu, era singura geantă, ca să ne înțelegem. Scumpă. Și a început să ne gândim care să o ia și hai că o iau eu, hai că o iei tu, hai că... Și am fost în stare, băi, până la urmă mă gândeam, o vreau, dacă o vor așa de mult celelalte fete, o vreau. Și am câștigat, nu știu cum s-a întâmplat, am câștigat, am luat-o, am plătit mult pe ea și de câte ori am purtat-o? De câte ai purtat-o? Asta era... Zero. Nu-mi plăcea, când am ajuns acasă, mă gândeam ce a fost în capul meu. Iată, exemplu cel mai potrivit. Da, mintea noastră funcționează, din păcate, așa, în sensul că prima dată ne place un obiect, după care, în momentul în care îl percepem ca pe un câștig, sub orice formă, exact așa cum câștigul tău a fost a fi într-o competiție cu două prietene. Alt exemplu poate să fie faptul că puteam să dau 400 de lei acum o zi și uite că am așteptat până la reduceri și sunt recompensată, costă doar 150 de lei. Din păcate ajungem să cumpărăm aceste lucruri pentru că suntem păcăliți de această emoție pe care o creează creierul uman. Corect. Și și asocierile pe care le facem absolut inconștient. Vrem să fim câștigători, că suntem niște oameni în sine, suntem cu toții competitivi și vrem să câștigăm și în momentul în care apare acest câștig fals, cumpărăm și ne dăm seama că nu o să mai purtăm lucrul respectiv.
Încă am geanta acasă. Cred că ar trebui să o înrămesc și să-mi aduc aminte de discuția asta, să o văd mereu acolo și să-mi dau seama. Nu mai cumpăra, da. O prietenă de-a mea a făcut, la un moment dat, a făcut o chestie foarte drăguță, împreună cu soțul ei. Au făcut o listă cu cele mai proaste investiții făcute. Și au făcut listă, fiecare a spus pe ce a dat, cum și în ce fel, astfel încât să le fie rușine când se uită la listă și data viitoare să nu mai repete greșelile. Bună idee! Ar trebui să o punem și noi în practică. Hai să mergem și la pasul numărul 10. Hainele trebuie să fie perfect curate și călcate. Cum spuneam și mai devreme, pentru că ai deschis subiectul, degeaba avem haine de calitate dacă nu le și păstrăm. Asta înseamnă întotdeauna hainele pe care le purtăm trebuie să fie imaculate, să nu fie pătate și să fie călcate. Să pară că am ieșit din cutie, știi vorba aia? Bun, deci să pară că le-am luat de la curățătorie. O haină de, să arătăm sofisticat, nu înseamnă doar să ne îmbrăcăm cu haine scumpe, ci să ne îmbrăcăm, așa cum îmi place mie să spun, smart, deștept, da? Fără să cheltuim o avere. Deci, modul în care îngrijim hainele le vor face să arate bine. Și aici am spus cele patru lucruri de care trebuie să avem grijă: temperatura la care le spălăm, temperatura unde le uscăm, cum le călcăm și cum le depozităm. Deci, practic, cum le îngrijim. Tot majoritatea lucrurilor, majoritatea acestora le găsim marcate pe etichetă. Perfect. Mergem și la pasul numărul 11. Accesoriile. Accesoriile. Cât de importante accesoriile. Da. Accesoriile trebuie să completeze ținuta. Și accesoriile trebuie să transmită un mesaj. Atenție de obiectivul pe care îl avem. Deci, în primul rând, accesoriile trebuie să fie aliniate cu ținuta noastră, fie business, fie casual, fie sport. Da? Și trebuie să ne transmită un mesaj. De exemplu, ne întoarcem la serviciu, o să avem o întâlnire importantă. Dacă vrem ca interlocutorul să se uite la noi și să fie atent la ceea ce vorbim, nu trebuie să venim cu accesorii care să atragă atenția. Dar întotdeauna accesoriile atrag atenția și trebuie să fim atenți pe care le alegem în funcție de ceea ce vrem, mesajul non-verbal pe care vrem să-l transmitem. Din punct de vedere accesorii, trebuie să avem grijă, pentru că sunt unul dintre lucrurile importante care ne poate transforma dintr-o femeie normală într-o femeie sofisticată, da? Pentru că mărimea, forma și calitatea lor pot să ne spună lucruri despre noi. Da? Deci atenție ce accesorii folosim. La serviciu, pentru că ne întoarcem, este recomandat să avem accesorii discrete ca să nu atragem atenția și, în primul rând, un lucru foarte amuzant pe care îmi place să-l spun când vorbesc despre asta, să nu facă gălăgie. În momentul în care accesoriile fac gălăgie, ne alegem niște brățări și scriem la tastatură și facem gălăgie, îi deranjăm pe ceilalți, este pur și simplu nepoliticos. Ne vom face mulți prieteni. Ne vom face, da. Carmen Moineagu întreabă ce părere aveți despre hainele din, și am să-ți arăt că nu vreau să, așa, ia aici. Unde mă uit? Ultimul, mă refer, nu spune, așa, de da, unde nu spun, așa? De la anumite branduri, două magazine, mă refer la stil, calitate, preț. Sunt ca în toate magazinele, fără aceste exemple, deci ca în toate magazinele sunt haine bune și haine mai puțin bune. De aceea, ce am spus la început, indiferent de branduri, indiferent de prețuri, trebuie să ne uităm la calitate, apoi la modul în care urmează să-l purtăm, să existe cel puțin trei ocazii pe care să le avem în care să purtăm itemul respectiv și apoi să ne facem costul de purtare, care înseamnă cât dăm pe un item, împărțit la numărul de purtări și este egal costul de purtare. Deci nu ne uităm neapărat la branduri, au branduri calitative, sunt două branduri care se bazează foarte mult pe fast fashion, deci trebuie să ne asumăm faptul că anumite produse pe care le găsim sezonier, le purtăm la fel, da, doar pentru o perioadă scurtă de timp și atunci nici nu costă foarte mult, și nici nu o să le purtăm foarte mult. Dar au haine de bază. Ambele branduri care sunt acolo, și oricum cred că toate brandurile au categoria basic, adică de haine pe care le putem purta oricând. După care au hainele de colecție care sunt sezoniere. Da. Mergem la pasul numărul 12. Igiena. Pentru a arăta bine, igiena este foarte importantă.
Știu că m-am îndepărtat un pic de, de haine, de garderobă, dar țin să menționez pentru că totuși în acest subiect, în cum să arătăm bine fără să cheltuim o avere, sunt foarte importante și alte lucruri în afară de haine și respectiv igiena. Și aici mă refer la ten, păr, unghii, da? La tot ce înseamnă igienă. Recomand din tot sufletul să avem grijă, de exemplu, de fața noastră, da? Să folosim produsele potrivite. Să orice make-up pe care îl cumpărăm din lume, dacă avem o față cu probleme, nu le vor acoperi. Da? Și gândește-te când te uiți la o persoană că te uiți la fața ei, te uiți dacă arată bine la tendă, cum are dinții, da? Te uiți dacă părul este nevopsit de 3 luni, da? Sau este necoafat sau este neîngrijit, pare că abia a ieșit de la duș și a prins un moț sus și a ieșit pe stradă sau a venit la serviciu. Acea persoană nu poate să-ți dea încredere. Nu poți să-i acorzi încredere, chiar dacă este o persoană deșteaptă, care are foarte multe lucruri de spus, dar modul în care arată îți dă prima impresie despre ce discutam la început. Da, mai ales dacă este o primă cunoștință. Știi în cât timp îți faci o părere despre o persoană? Câteva prima secunde. Părere. 30 de secunde, da. Dintre care 7% se bazează pe ceea ce vorbești și 93% din modul în care arăți. Corect, da. Mădălina Ducan întreabă unde se salvează acest live, pentru că vrea să-l vadă de la început, pe pagina de la A7 TV, pe Facebook, intrați acolo și veți găsi mereu acest live, sau pe YouTube dacă nu sunteți pe Facebook. Și de asemenea mai întreabă cum combin mătasea, satinul, ca material astfel încât să-l poți include în cât mai multe combinații. E o întrebare destul de grea, pentru că, așa cum spuneam, nu contează numai materialul, contează croiala, contează culoarea. Deci nu pot să răspund atât de exact pe cât mi-ar plăcea și pe cât răspund la majoritatea întrebărilor, să am un răspuns fix, sunt foarte multe variabile. Deci nu am cum să dau un sfat atât de concret. Altă dată mergem la pasul numărul 13 și o să ajungem foarte rapid la sfârșit. Da. Partea de make-up este foarte importantă atunci când vrem să arătăm bine. Trebuie să ne machiem în funcție de ocazie. Da? Mm-hmm. Dacă este zi, avem un machiaj mai discret. Dacă este seară, putem să avem un machiaj mai puternic. Însă atenție să fim în concordanță cu hainele. Dacă avem niște haine foarte... nu știu, sexy, nu putem să ne punem un machiaj foarte strident, pentru că atunci vom părea vulgare. Ce țin foarte mult la partea de make-up este să învățăm să ne machiem singure. Este un lucru pe care îl recomand și eu, din nevoia cursantelor a se machia singure, am făcut acest curs și recunosc că a fost o mare surpriză, pentru că este partea de cum ne machiem singure. De multe ori suntem surprinse să mergem la un make-up artist, să cheltuim o sumă relativ mare de bani și apoi când ne uităm în oglindă să nu ne recunoaștem. Sau întotdeauna ni se pare că să ne machiem dimineața este cel mai greu lucru. Am un curs în care învățăm să ne facem make-up în 5 minute. Am vrut să-l fac inițial cum ne facem make-up dimineața în 10 minute. Am vorbit cu niște mămi și mi-au zis 10 minute este mult, maxim 7 minute. Și am zis bine, atunci fac cum ne facem make-up în 5 minute. Este foarte important să ne machiem singure, pentru că înseamnă că avem produsele potrivite, știm să le aplicăm, știm ordinea, iar pe măsură ce exersăm, nu o să ni se pară un lucru complicat. O să ne ia 5 minute. Eu am testat acest lucru, da. Pasul 14? Pasul 14, da? Mergem rapid, mirosul. Foarte important este să, pentru o persoană care arată bine și care vrem să fie stylish și premium și să arate într-un fel, este foarte important și mirosul. Trebuie să alegem fragrance, mirosul. Aroma, în funcție de ocazie. Da, întotdeauna trebuie parfumul să nu lipsească când ieșim din casă, dar în același timp trebuie să fie și potrivit pentru ocazie. Atenție la esențele tari pe timp de zi, să nu leșine interlocutorul. Și ultimul pas, care practic include și tot ce am vorbit până acum și încheie, da, și încheie aceste sfaturi, sunt
colegii mei, pam, pam, pam. Ei bine, dai, te rog, pasul 15? Sunt bunele maniere. Așa. Bunele maniere. Indiferent unde suntem, indiferent de ocazie și de timp, chiar dacă suntem acasă sau chiar dacă suntem în societate, pentru a fi o persoană sofisticată, așa cum mi-a plăcut mie să spun pe toată perioada emisiunii, trebuie să avem bunele maniere cu noi. Nu există mai multe feluri de bune maniere, nu există bune maniere pentru acasă și bune maniere pentru ieșit în oraș. Există un singur tip de bune maniere care ne face să fim o persoană sofisticată, din cap până în picioare, să transmitem acest lucru, să fim percepuți așa cum ne dorim. Educată, de altfel. Da. Că vorbim și de educație. Bine, aceștia au fost cei 15 pași pe care ne-ai prezentat în această seară. Mai avem așa, repete, ce ale colegii mei? Ori să ne ofere cele două fotografii cu telespectatoarele pe care le avem sau, dacă nu, mergem la întrebări foarte repede. Ce oferă? Perfect, întrebările. Cum pot să mă îmbrac cu stil, dar să nu-mi iau tocuri? Nu suport să merg pe tocuri, spune Irina. Tocurile, așa cum ați observat, nici nu au fost incluse ca fiind una dintre condițiile pentru a avea stil. Uh-huh. Tocurile sunt doar o formă diferită a pantofilor. Da? Deci tocul nu înseamnă stil. Dacă vrem să fim mai degrabă, nici măcar eleganță nu înseamnă toc. Plus că mai am o recomandare apropo de tocuri, dacă nu ne place să mergem pe tocuri sau dacă nu suntem obișnuite decât să mergem pe tocuri și să avem un mers ciudat, hilar, da? Mai bine nu folosim tocurile. Deci tocurile sunt foarte greu de purtat, cu atât mai mult în cazul în care Irina nu poate să meargă pe tocuri. Mm. Da? Deci în niciun caz nu sofisticarea, stilul, premiumness nu înseamnă tocuri, înseamnă să arăți bine. Nu ți s-a întâmplat vreodată să întorci capul după o persoană că ți s-a părut că e bine îmbrăcată și apoi când te-ai uitat mai atent, de fapt avea o pereche de jeans, un tricou alb sau negru și o geacă deasupra, dar să ți se pară că îi stă bine. Da, despre asta, despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Nu despre a avea pene în cap, cum îmi place mie să spun. Nu este despre asta. Bine, Irina, deci te poți îmbrăca și cu stil și fără tocuri. Da. Mergem la cea de-a doua întrebare. Raluca, ce aș putea să fac cu hainele demodate? Le pot combina cu unele la modă și așa poate par cu stil? Sunt fan. Sunt fan acest lucru. Mm-hmm. Sunt fan în a combina vechi cu nou. Nu sunt de acord cu aruncatul hainelor în niciun caz. Deci, în cel mai rău caz, donat, apoi cele care sunt într-o stare foarte bună, vândut, dat către prietene și așa mai departe, deci hainele nu se aruncă, dar mie îmi place foarte mult să combin vechi cu nou, găsind mixuri potrivite pentru a avea stil. Nu știu exact la ce haine demodate se referă, dar cu siguranță există metode prin care le putem purta într-un alt fel încât să pară haine actuale. Fie că le scurtăm, fie că le tăiem mânecile, fie că adăugăm o bijuterie foarte mare, fie că o facem dintr-o roche, o pereche de pantaloni. Există foarte multe metode prin care putem să fim creativi în ceea ce privește hainele noastre. Eu sunt super fan acest lucru, deci acest subiect este pe sufletul meu, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să port vechi cu nou. Mama este și foarte păstrătoare din fire. De ce ai avut pe cine moșteni? Am avut pe cine moșteni, da, clar. Și port inclusiv rochii ale bunicii mele. Da. O să vă aduc data viitoare poze cu ce înseamnă să combin vechi cu nou. Mm-hmm. Dar vechi, nu 2, 3, 5 ani. Da, chiar am fi interesați. 3. Ioana, care este varianta înlocuitoare a sacoului vara? Cu mai subțire. Dacă există un... Știu că este și sacou, am văzut cu mânecă scurtă. Sacou cu mânecă scurtă, cu mânecă 3 sferturi, în același timp se poate ridica, se poate rula.
și se face mai, putem să-l purtăm și vara. În același timp este grosuț, adică sacou vara este doar dacă este un must have la serviciu. S-ar putea să fie unul dintre lucrurile care sunt cerute la serviciu, dacă nu, pur și simplu tricou, cămașa pe care o poartă, bluza pe care o poartă, nu știu de ce trebuie, adică nu-mi dau seama întrebarea dacă sacou este obligatoriu pe timp de vară și... Mă gândesc că da, dacă vrea totuși să găsească o variantă înlocuitoare, cine știe, poate sau poate trebuie să fie o persoană elegantă. Da. Sau business, da. Mai avem încă 5 minute, 6. Și aș vrea să vedem și ai primit tu, de fapt, le-am primit eu, dar pentru tine, două fotografii de la telespectatoare, știi? Cu stilurile lor. Ia ca să le vedem. Spui și tu părerea ta despre cum ți se pare acel stil pe care l-au abordat. Și iată, prima noastră telespectatoare a spus că este ținută de toamnă-iarnă. Nu vezi? Aici. Nu, îl văd aici. Dar nu știam ce se întâmplă. Uite, așa, în față. Gata, da? Da. Mi-e, îmi place foarte mult. Culorile sunt armonioase, culori neutre, acestea toate fac parte din garderoba de bază, ceea ce înseamnă că sunt și haine de calitate. Bine, este și foarte bine făcută poza din punct de vedere cromatic cu acele frunze în spate, dar aș fi fost curioasă, de exemplu, dacă ne urmărești și dacă poate să ne răspundă, care este, de exemplu, costul acestor haine, pentru că arată foarte bine. Nu-mi dau seama dacă a plătit foarte mult sau nu pentru ele, ceea ce e foarte important. Cred că asta este, de fapt, ceea ce trebuie, nu? Acesta ar trebui să fie efectul, nu? Da. Trebuie să știm cam cât ar costa. Da. Și mai avem o și modul care îl poartă îmi place foarte mult. Cu jacheta peste umeri este o formă de eleganță. Este o formă care dă eleganță. La fel și modul în care ții geanta. Există mai multe tipsuri despre cum să porți hainele ca să arate mai scump. Și mie îmi place cu jacheta așa, dar nu pot să merg, mărturisesc. Pe mine mă incomodează foarte mult. Ia asta la poză. Ok. Nu și cred mai că avem, uite, fotografie de actualitate cu mască. Cu mască și cu o roche, da. o roche simplă. I-aș adăuga un accesoriu. I-aș face ceva, nu știu cu ce este încălțată. Nu are curaj să... asta e ce era scris. Da, am înțeles. Da, da, da. Este o roche foarte frumoasă, doar că modul în care o poartă este simplist, este banal, este probabil cum a fost cumpărată din magazin. Unul dintre lucrurile pe care le fac femeile ca să ne placă cum arată, sunt să dea ceva foarte personal lucrului respectiv. Adică așa cum arată această rochie, mie mi este destul de clar că a fost luată din magazin și purtată. Nu are nimic personalizat, nimic despre ea, cum de exemplu are imaginea dinainte, în care modul în care poartă jacheta îi dă așa o atitudine de o persoană încrezătoare în sine. Da. Draga mea, deoarece ne apropiem de încheiere, aș vrea să te rog să ori să sintetizezi ceea ce am discutat în această seară, ori să transmiți un mesaj către cei care ne urmăresc. Wow, cel mai greu este, cel mai greu este finalul. Da, exact. Cel mai greu este despărțirea. Ce vă recomand ca și consultant de imagine și culoare este să aveți grijă de stilul vostru, pentru că este cel mai important, este cel care transmite mesaje non-verbale. Așa cum am spus, contează 93% de la prima impresie, mai ales în această perioadă în care ne vedem colegii după o lungă perioadă de timp și s-ar putea să ne comportăm ca și cum i-am cunoaște din nou, plus cei care urmează să se reprofileze din diferite puncte de vedere, să schimbe serviciu, că au rămas fără serviciu sau vă să-și găsească altceva mai bun. Atenție la garderoba pe care o aveți, pentru că ea trebuie să fie în concordanță cu obiectivele voastre. Întotdeauna trebuie să aibă același mesaj pe care vreți să-l transmiteți și voi. Este cartea voastră de vizită. Aveți grijă cu ce vă îmbrăcați și
Ne întâlnim data viitoare să vorbim despre alte subiecte interesante. Da, garderoba capsulă și au mai rămas câteva lucruri pe care trebuie. Întotdeauna sunt lucruri de adăugat despre... Mi se pare că putem să vorbim infinit. Și nu uitați să mă urmăriți pe Facebook Ioana Hurdubelea sau pe Instagram Ioana Kiki, pentru că acolo în fiecare săptămână, în primul rând, îmi documentez experiența One Year No Shopping, un an fără shopping, plus alte lucruri interesante pe care mi le cereți, le tratez în diferite articole. Îți mulțumesc, Ioana, pentru prezență. A fost din nou o plăcere și să știi că te mai așteptăm aici, o să mai discutăm, să vii să facem și celălalt subiect și mai apoi multe altele dacă suntem sănătoase. Doamne ajută! Doamne ajută! Dragii mei, iată că a trecut timpul și în această seară foarte, foarte, foarte repede, însă a fost așa un timp foarte frumos petrecut. Am învățat lucruri frumoase despre vestimentație, dar și despre noi, pentru că am descoperit că așa cum ne îmbrăcăm, transmitem și celorlalți cine suntem, adică este cartea noastră de vizită. Așadar, alegeți-vă cu înțelepciune fiecare piesă vestimentară și, de asemenea, informați-vă de fiecare dată. Astăzi este joi, dacă nu mă înșel, și atunci înseamnă că în această săptămână noi nu ne vom mai vedea, însă de luni, de la 19:30, din nou vom fi alături de tine. Până atunci, rămâneți aici pe A7 TV și acum urmează colegul meu, Cornel Dărvășan, care vine la voi cu știrea cea bună. O seară minunată și plină de sănătate vă doresc! Acest program a